Spectatorilor, acest document pe care l-am doar arătat puțin mai devreme, o să-l avem și aici pe Oli, este un extras de carte funciară de astăzi, 15.10.2024, partea 1, descrierea imobilului, teren intravilan, adresa București, sectorul 3, strada Aice Brătianu, 50A, județ București, UAT București, sector 3, bulevardul nu știu ce, tot ce ne trebuie. Se referă, să ridicăm puțin documentul, la terenul din Piața Unirii, câmpul de luptă. De ieri. Da. Și vedem aici... E una din bucăți, că sunt 5 cărți funciare. Deci este acest document care prezintă înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale. Și ne spune că pe 4 octombrie 2004, proces verbal emis de Comisia de Înființare, Consiliul de Stat, nu știu ce, statul român prin administrația primăria municipiului București. După care avem, în 29 iulie 2024, vedem aici primăria municipiului București, Administrația Națională a Apelor Române. Bun. Și avem inclusiv modificări de astăzi. Acest înscris mă interesează. 15.10.2024, deci astăzi s-a efectuat o modificare prin care înțelegem că de la administrația apelor române se întoarce la primăria capitalei. În primul rând, ce reprezintă acest document și la ce se referă? Și în al doilea rând, cum explicăm aceste schimbări în ceea ce privește extrasul de carte funciară? Deci, cartea funciară este un registru național, astfel încât e un registru de publicitate, astfel încât, de exemplu, dumneavoastră, dacă vreți să cumpărați un apartament, să fiți sigur că el n-a fost vândut altuia înainte și că proprietarul e cel real. Deci un mecanism de informare. În acest mecanism de informare se mai întâmplă erori, cum s-a întâmplat cu această intabulare de acum 2 luni. Adică, Apele Române nu aveau intabulat cursul apei de sub parc și s-au dus la oficiul de cadastru și au spus vrem să ne intabulăm acolo. Ne-au cerut și nouă acordul, noi fiind, cum am spus, proprietarii terenului de deasupra, al întregului parc, noi ne-am dat evident acordul ca ei să-și intabuleze sub noi cursul apei așa cum e firesc. Ca să înțelegeți și mai bine, la Piața Universității este un parcaj subteran și acolo există două cărți funciare. Este o carte funciară a subsolului, unde e parcarea, și este cartea funciară a terenului de deasupra, unde sunt statuile. Ceea ce e absolut firesc, că sunt doi proprietari diferiți, două regimuri diferite. Și așa s-a întâmplat și aici. Ei s-au dus la cartea funciară și au zis să ne intabulăm cursul de apă care are 4.000 de metri pătrați. Și dintr-o eroare... Acum o să vedem, ar trebui cercetat cine a făcut această eroare. Ei nu au, cei de la cartea funciară, nu au intabulat subteran, ci au intabulat suprateran și nu au intabulat 4.000 de metri pătrați, au intabulat 40.000 de metri pătrați, adică și parcul și bulevardele care sunt în jurul parcului. Da. Ceea ce este nefiresc este că, bun, să zicem că a fost o eroare. Să zicem. Dar în baza acestei erori, instituția numită Apele Române, o instituție a statului român, a semnat un parteneriat cu primăria sectorului 4, prin care i-a dat în administrare ceva ce ea știa că n-are parcul de care este suprateran. Da, ideea că o eroare materială ar putea de fapt masca o ilegalitate. E o idee care stă în picioare? Eu nu exclud posibilitatea că asta să fi fost premeditat și tocmai de-aia trebuie să cercetăm să vedem cum s-a produs această eroare. Adică înțeleg greșearea, eroarea materială. Dom'le, am trecut greșit. Dar dacă ai trecut greșit și știi că ai trecut greșit, de ce ai procedat ulterior ca și cum n-ai fi trecut greșit? Adică sunt 3 instituții care au acționat în baza unei erori care era flagrantă evidentă. E instituția Apele Române, apoi instituția primarul sectorului 3 care a dat autorizație și instituția primarul sectorului 4 care a început lucrările, deși era evident acolo e domeniul public al municipiului București. Bun. Și deși ceea ce s-a petrecut astăzi e de fapt o îndreptare a unei erori materiale?
Sau... este îndreptarea acestei erori, da. Deci în cartea funciară va apărea ceea ce e normal, că noi, Municipiul București, suntem proprietarii acelui teren. Adică este domeniul public al Municipiului București.